Gabriela, sunt consilier juridic în cadrul Corpului de Control al Prefectului Județului Bacău, iar astăzi reprezint Prefectul Județului Bacău la ședința de constituire a noului Consiliu Local al Comunei Asău. Vom începe ședința prin a vă prezenta ordinul de convocare a consilierilor locali, declarația aleși la alegerile locale din 5 iunie 2016 pentru ședința de constituire. Prefectul județului Bacău, având în vedere prevederile articolelor 30, articolul 35, articolul 54 aliniatul 1 și aliniatul 2, articolului 57 aliniatul 3, articolului 59 aliniatul 1 și articolului 60 aliniatul 1 din legea administrației publice locale numărul 215 din 2001, republicată, modificată și completată ulterior, prevederile articolului 2 aliniatul 3, articolului 6, articolului 6 indice 1, 7 și 14 aliniatul 1 și 2, din legea numărul 393 din 2004 privind statutul aleșilor locali modificate și completările ulterioare, prevederile articolelor 1, 9, articolelor 11, 13 și 15 din regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale aprobat în ordonanța de guvern 35 din 2002 cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile articolului 6, aliniatul 2, litera B, din hotărârea Guvernului 460 din 2006 pentru aplicarea unor prevederi ale legii 340 din 2004 privind prefectul și instituția prefectului modificată și completată ulterior, în temeiul articolului 26 din legea 340 din 2004 privind prefectul și instituția prefectului cu modificările și completările ulterioare, emit următorul ordin. Consilierii locali declarați aleși la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, sunt convocați pentru ședința de constituire a Consiliului Local a Său, în data de 24 iunie 2016. Ședința de constituire a Consiliului Local va avea următoarea ordine de zi. 1. Alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Local. 2. Validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși la alegerile din data de 5 iunie 2016. 3. Depunerea jurământului de către consilierii locali, ale căror mandate au fost validate. 4. Alegerea președintelui de ședință. 5. Prezentarea validării alegerii primarului. 6. Depunerea jurământului de către primar. 7. Alegerea viceprimarului. 8. Constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. Dat fiind faptul că ați aflat scopul pentru care ați fost convocați astăzi, o rog pe doamna președinte a Biroului Electoral de Circumscripția Său să prezinte rezultatele alegerilor locale din data de 5 iunie 2016 și consemnate în procesul verbal al alegerilor. Bună ziua, Daniela Anastasia, sunt mult dintre o parte dumneavoastră mă știu. Procesul verbal încheiat cu ocazia alegerii consilierilor locali la alegerile din data de 5 iunie. Vreți rezultatul final? Vreți tot procesul verbal să vă citesc? În urma votului exprimat de cetățenii Comunei Asău, da, Partidul Național Liberal, da, a obținut un număr de 7 mandate, da, și vă spun în continuare consilierii, da, Bobei Cănelu, da, Tăslăuanu Toader, Luca Ionel, Nicodim Costel, Cotoroacă Dan Paul, Puiu Eugen, Ciobănașu Neculai. Partidul Social-Democrat a obținut un număr de 6 mandate. Și citesc pe domnii consilieri în continuare care au fost aleși. Rădulescu Constantin, Gherasim Ioan, Bârzan Răzvan, Țuțu Dorel, Ungurașu Florea, Pădureanu Simion. Iar Partidul Mișcarea Populară, da, are 2 mandate, Budacă Emilian și Dogariu Marian. Acestea sunt, sunt consilierii declarați validați de Biroul Electoral Central. Acum, de circunscripție numărul 11 a Său. În continuare, doamna... Da, mulțumesc. O să-l invit pe decanul de vârstă,
care se va numi președinte de vârstă, să preia conducerea lucrărilor ședinței. Vă știați dacă îmi permiteți în cadrul Partidului Social Democrat să modificați lista? Nu, nu, nu. În moment, la momentul respectiv ajungem. Da, înțeleg că sunt renunțări sau modificări și se vor valida următorii supleanți din listă. Se ocupă lista ca partidul respectiv să fi confirmat apartenența politică a respectivelor persoane la partid, da? Organizația Județeană de Partid. Trebuie să facă această confirmare și am înțeles că există. În aceeași situație este și domnul Ioan. Da? Dumneavoastră veți fi asistat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali. Domnul Cotoran Dan Paul și domnul Marian. Stai aici, dacă ne băgați în cabinat cu vot. Da, domnul Cotoran. Ce mai stai? Asta ordinea de zi o mai citiți odată ca să o supunem la vot, da? Până la alegerea Comisiei de Validare și atunci să mai intervin eu. Doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc pentru cinstea pe care mi-ați acordat-o de a conduce ședința de constituire a Consiliului Local al Comunei Iasău. Înainte de aprobarea ordinei, din totalul de consilieri aleși, un număr de 15, sunt prezenți 15 consilieri, ceea ce înseamnă mai mult de două treimi, situație în care ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările. Ordinea de zi. Vă rog să-mi permite să vă propun următorul proiect al ordinei de zi. Alegerea Comisiei de Validare, validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși la alegerile din 10 iunie 2012, depunerea jurământului de către consilierii a căror mandate au fost validate, alegerea președintelui de ședință, prezentarea validării alegerii primarului, depunerea jurământului de către primarul localității, alegerea viceprimarului, organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. Problemele propuse sunt în conformitate cu prevederi legale și în consecință le spun votul dumneavoastră. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Ordinea de zi fiind aprobată, trecem la primul punct. Alegerea Comisiei de Validare. Potrivit prevederilor articolului 31, alineatul 2 din legea numărul 215 pe 2001, privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată, consiliile locale aleg prin vot deschis dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri locali. Alegerea membrilor comisiei se face individual prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți, articolul 4, alineatul 3 din legea numărul 35 pe 2002, aprobată prin legea numărul 673 pe 2002. Având în vedere numărul de consilieri al consiliului nostru de 15, propunem ca în comisia de validare să alegem un număr de 3 sau 5 consilieri locali. Supun la vot numărul de membri ai comisiei de validare. Dacă sunteți de acord cu 3, câți ați avut până acum, doamna? 3 au fost. 3. Dacă sunteți de acord ca această comisie de validare să fie compusă din 3 consilieri locali, cine este pentru? Cine este? Vă mulțumesc. Împotrivă, se abține cineva. Dar fiind aprobarea numărului de 3 consilieri locali ca membri ai comisiei de validare, rog grupurile de consilieri să facă propuneri pentru alegerea membrilor aleșilor locali în comisia de validare. Dacă există, dacă nu, vă invităm să faceți propuneri. Vă rog frumos. Din partea Partidului Național, vă propun pe domnul Luca Ion. Mulțumim. Vă rog încă două propuneri. Din partea BMP, pe Doga Ion Marian, pe tot în fața, mă. PSD-ul. Da, o să spunem la vot fiecare propunere în parte. Da. Deci a fost propunere. Prima propunere. Și
Cine este pentru? Să abține ceva împotrivă? Vă mulțumesc pentru propunerea a doua. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc pentru a treia propunere. Pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Vă mulțumim. Da. Comisia de validare alege un președinte și un secretar conform articolul 5 din nouă gen numărul 35/2002, aprobată prin legea numărul 673/2002. Comisia de validare va avea în vedere prevederea articolului 31 din legea numărul 215/2001, republicată, modificată și completată. Da. Deci vă rugăm frumos să vă desemnați un președinte și un secretar. Cei trei consilieri care au fost aleși în Comisia de Validare să-și desemneze un președinte și un secretar. Un președinte și un secretar de comisie. Comisia se retrage. Imediat. Dar întâi să-și desemneți. Știm și noi cine... Da, cei trei și unul comisia. Vă puteți retrage undeva dacă nu vreți. Nu e niciun lucru. Deci ar fi un secret. Să vă voi sunteți mai lungi. Nu ca unul, președinte. Bărzan, secretar, inversat. Secretar, da? Că astea nu-s plătite. Doamnelor și domnilor, urmarea exercitării votului de asta, Consiliul Local nou ales a adoptat prima sa hotărâre din acest mandat. Hotărârea numărul 1. Vă mulțumesc. Acum o să vă citesc, înainte de a vă retrage, domnilor onoratul Comisiei de Validare, o să vă citesc câteva precizări cu privire la validarea mandatelor de consilier. Pe baza dosarelor, în ordine alfabetică, Comisia elaborează propuneri de validare sau de invalidare a mandatelor, propuneri care se consemnează într-un proces verbal. Dacă primarul al cărui mandat a fost validat prin hotărâre judecătorească, a fost ales și consilier și optează pentru funcția de primar sau dacă consilierii care dețin funcții incompatibile conform legii 161 din 2003 optează în scris pentru renunțarea la funcția de consilier, va fi examinat în vederea validării dosarul supleantului, respectiv a supleanților de pe aceeași listă. Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de Comisia de Validare numai dacă aceasta a constatat că au fost încălcate condițiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală constatată de biroul electoral. Consilierii care lipsesc motivat pot fi validați în lipsă. Nu este cazul. Dacă până la data validării un candidat declarat ales nu mai este membru al partidului pe a cărei lista a candidat, se validează următorul candidat din lista respectivului partid la cererea scrisă a partidului. Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți. Acestea fiind spuse, vă invit să analizați dosarele consilierilor pentru ca apoi să formulați propuneri de validare sau invalidare. Vă rog, am vorbit. Să
domnul Bărzan, președinte de Comisie de Validare, pentru a prezenta rezultatul verificării legalității alegerii noastre în funcție de consilier local. Voi proceda la supunerea la vot a fiecărui consilier în parte, a cărui validare se propune de Comisia de Validare. Fac precizare că votează numai consilierii și că nu votează consilierul a cărui validare se supune la vot. Proces verbal încheiat astăzi, 24 iunie 2016, în prima ședință de la Comisia de Validare a Consiliului Local al Comunei Său. Astăzi, 24 iunie 2016, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Comunei Său, în ședința de constituire din data de 24 iunie, a examinat în conformitate cu prevederile articolului 31 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, legalitatea alegerii consilierilor. Comisia constată că nu au fost, că au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea unui număr de 15 consilieri conform tabelului anexat. Și dau citire tabelului și se votează, se acceptă de către fiecare acum, da? Albu Mihaela Florina, din partea Partidului Social Democrat. Cine este pentru validare? Cunoaște. Da, eu bine, să vă cunoaște. Numai că nu ridicați mâna. Da. Bărzan Răzvan, ridic mâna doar pe sunt. Cine este pentru? Bobei Cănelu. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Budac Emilian. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Ciobănașul Neculai. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Drogariu Marian, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Împotrivă sau abțineri? Luca Ionel, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nicodim Costel, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Pădureanu Simion, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Pădroacă Dan Paul, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Puiu Eugen. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Tăslăuanu Toader. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Traicu Ioan. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Țuțu Dorel. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Și Ungurașul Florea. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Citești raportul? Raport privind examinarea legalității alegerii Consiliului Local din alegeri din 5 iunie 2016. Comisia de Validare, aleasă prin hotărârea numărul 1 din 24 iunie 2016 a Consiliului Local al Comunei Său, fiind informată din Bărzan Răzvan, președinte, Luca Ionel, secretar și Dogariu Marian, membru, în conformitate cu dispozițiile articolului 31 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, a procedat la verificarea legalității și alegerii consilierilor în alegerile locale de la 5 iunie 2016. Asta de trebuie să citesc înainte. Da, pe baza procesului verbal. Procesul verbal este obligatoriu, dar asta e opțional. Da. E bine să-i dați citire dacă tot l-ați întâlnit. Pe baza procesului verbal de numărarea voturilor încheiate de Comisia Electorală de Circumscriție numărul 11, constatând următoarele. Pentru alegerea celor 15 consilieri locali s-au dispus un număr de 91 de candidaturi de partid, după cum urmează: Partidul Social Democrat 19, Partidul Național Liberal 19, Partidul Alianța Liberală și Democraților 19, Partidul Mișcarea Populară 19, Uniunea Națională pentru Progresul României 15 candidaturi. Toate candidaturile au fost depuse și înregistrate în termenul și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. De asemenea, toate operațiunile pregătitoare și cele de desfășurare a alegerilor s-au realizat cu respectarea dispozițiilor legale, neexistând indicii de fraudă electorală. Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale a fost de 5.821. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la vot a fost de 2.802, ceea ce reprezintă un procent de participare de 48,1%. Numărul total al voturilor valabile exprimate a fost de 2587, repartizate pe formațiuni politice astfel: Uniunea Națională pentru Progresul României 69 de voturi, Partidul Național Liberal 1074 de voturi, Partidul Alianța Liberală și Democraților 73 de voturi, Partidul Social Democrat 1018 voturi și Partidul Mișcarea Populară 353 de voturi. Numărul voturilor nule 215. În funcție de numărul de voturi obținute, Consiliul Local a cărui validare a fost făcută sunt următori: Albu Mihaela Florina, Bărzan Răzvan, Bobei Cănelu, Budac Emilian, Ciobănașul Nicolae, Dogariu Marian, Luca Ionel, Nicodim Costel, Pădureanu Simion, Pădureacă Dan Paul, Puiu Eugen, Tăslăuanu Toader, Traicu Ioan, Țuțu Dorel, Ungurașul Florea. Având în vedere că alegerile s-au desfășurat în mod legal, Comisia
A propus și s-a aprobat validarea mandatului de consilier ales la 5 iunie 2011, 2016, așa cum a fost enumerat la punctul 6 din prezentul raport. Da, acum era momentul să faceți precizarea că domnul primar a optat pentru mandatul de primar, astfel încât i s-a vacantat mandatul de consilier local și că... Și domnul Gherasim Ioan s-a retras din funcția de consilier Partidului Social-Democrat, următoarea persoană pe lista Partidului Social-Democrat, fiind albumul care a fost. Care a fost validat. Mulțumesc. Mulțumim și noi. Validate mandatele a 15 consilieri care reprezintă mai mult de 2/3 din numărul total al consilierilor. Consiliul local este legal constituit și a adoptat, astfel s-a adoptat cea de-a doua hotărâre asta, hotărârea numărul 2. Trecem la punctul 3 al ordinii de zi, depunerea jurământului de către consilieri ale căror mandate au fost validate. Consilierii ale căror mandate au fost validate urmează să depună jurământul potrivit articolului 32 și articolului 34 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215 din 2001, coroborat cu articolul 8 aliniatul 1 din Regulamentul Cadru de Organizare și Funcționare a Consiliilor Locale aprobat prin Ordonanța 35 din 2002. Procedura va fi următoarea. Doamna secretar va da citire jurământului de credință. El este tipărit pe format de hârtie, în două exemplare. După ce va da citire jurământului, consilierii validați se vor prezenta în ordine alfabetică și cu mâna stângă pe Constituție și Biblie vor rosti jur. Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea semnează consilierului. Am scos un singur exemplar, nu mai pot să mai scot un singur exemplar. O să faceți xerocopii pentru a lemăna și dumnealor cât un exemplar, ca să ai de amintire că au depus acest jurământ. Să nu uite că au depus un jurământ. Consilierii care se declară atei sau care au o altă credință decât cea creștină pot depune jurământul fără formula religioasă și nici nu se mai înfirmă pe formular, dacă sunt astfel de situații. Doamna președinte lemonează și... După ce vor depune jurământul, da? Consilierii care refuză depunerea jurământului sunt considerați demisionați de drept. Vă invit, doamna secretar. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei a său, așa să-mi ajute Dumnezeu. În ordine alfabetică, vă invităm, domnul președinte, vă rog să știți. Doamna președinte, la primul moment, la început, vă va anuna și certificatul proveditor al calității dumneavoastră de consilier. Mai puțin să ne pregătească și doamna secretar. Nu le-a dat în ordine alfabetică. Era la mine. Da, haideți, da. Poftiți, vă rog. Doamna Albu, povește pentru sănătatea mea. Jur. Domnul Ciobanașul Nicolae. Domnul Dogariu Marian. Jur. Mai ziceți o dată. Jur.
semnează. Domnul Luca Ionel. Domnul Nicodim Costel. Jur. Domnul Păduleanu Simeon. Și eu am pus din inimă, dar nu trebuie să mă duc. Domnul Potolac Zadam Paul. Jur! Domnul Cui Eugen. Jur! Felicitări! Astăzi la unul toader. Cine? Eu sunt semnat. Ah, dumneavoastră. Astăzi la unul toader. Jur. Felicitări! Domnul Tutrai cu Ion. Felicitări, domnul Tutrai. Domnul Tudorel. Felicitări, domnul consilier. Și domnul Ungureașu Florea. Felicitări, domnul. Mulțumim mult, continuăm. Declar Consiliul Local legal constituit și în acest sens vă rog să adoptăm hotărârea de constituire a Consiliului Local al Comunei Asop, hotărârea numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Urez consilierilor validați, în funcție, succes, sănătate, pentru ducerea la bun sfârșit a mandatului încredințat, pentru bunul mers al localității și pentru satisfacția locuitorilor comunii noastre, prin constituirea noului local, sperăm să ne prezentăm într-un viitor mandat, cu totul și totul deosebit. Succes! Mulțumim! Colegii dumneavoastră, și-am încheiat sarcina din momentul acesta. Mandatul nu. Sarcina de a conduce lucrările ședinței. Sunteți declarați legal constituiți, motiv pentru care trecem la următorul punct al ordinii de zi, respectiv alegerea președintelui de ședință. Precizez că, în conformitate cu prevederile articolului 35 alineatul 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215 din 2001, Consiliul Local își alege prin vot deschis cu majoritatea consilierilor un președinte de ședință care va conduce lucrările ședințelor de Consiliul Local pe o perioadă de cel mult 3 luni. În acest context, vă invit să faceți propuneri. Ținând cont că domnul Cezanu s-a încălzit, propun de dumneavoastră în continuare să conduc cu ședința. Da, mulțumesc. Mai aveți alte propuneri pentru președinte de ședință? Spunem la vot cine este pentru. Împotriva, abține. Vă fac un invitație votul. Dacă știam cum mai ridicați, vă invit. Domnul Cezanu. Da.
Rezultatul alegerii președintelui de ședință se consemnează în hotărârea numărul 4. Hotărârile 1-4 se semnează de președintele de vârstă. Trecem la următorul punct. Rog pe doamna Neagu, reprezentantă a instituției prefecturii județului Bacău, să reprezinte încheierea pronunțată în dosarul numărul, la data de, nu figurează la mea judecătorie, prin care s-a validat alegerea domnului Rădulescu Constantin în funcția de primar al comunei Iasău. Da. Sentința civilă numărul 1236 din 21 iunie 2016. Pe rol fiind soluționarea cauzei civile, având ca obiect sesizarea Biroului Electoral de circumscripție numărul 11 Aseu din Comuna Aseu, județul Bacău, privind pe domnul Rădulescu Constantin pentru validare primar. Verificând din oficiu competența de soluționare potrivit articolul 131 Cod Procedură Civilă, instanța constată că este competentă să soluționeze cauza. Potrivit articolului 63 din legea 215 din 2001 republicată, instanța rămâne în pronunțare. Asupra cererii de față, instanța constată următoarele. S-a constatat investită potrivit prevederilor articolului 58 din legea 215 din 2001 privind administrația publică locală. Astfel, pe rolul judecătoriei Moinești, sub numărul 2828/260/2016 din data de 13 iunie 2016, se constată depus procesul verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului pentru funcția de primar al comunei Aseu, județul Bacău. De asemenea, se constată, potrivit proceselor verbale atașate la dosar, că cele mai multe voturi valabile exprimate au fost obținute de candidatul Rădulescu Constantin, acesta fiind, conform mențiunilor înscrise, candidatul declarat ales pentru atribuirea mandatului de primar, conform articolului 101, alineatul 2, din legea numărul 115/2015 pentru alegerea autorităților publice locale, republicată, modificată și completată ulterior, de Biroul Electoral de circumscripție numărul 11 din Comuna Aseu, județul Bacău. Instanța reține că textul articolului 58 al legii 215 din 2001 impune verificarea prealabilă a îndeplinirii prevederilor articolului 38 aliniatul 1 din legea 334 din 2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, citez, în termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor, mandatarul financiar este obligat să depună la autoritatea electorală permanentă un raport detaliat al veniturilor și al cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală, organizația cetățenilor români aparținând minorităților naționale sau candidat independent, am încheiat citatul. Aliniatul 2 din același text de lege prevede că, citez, după expirarea termenului prevăzut la aliniatul 1, autoritatea electorală permanentă asigură aducerea la cunoștință publică a listei partidelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți, care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale, pe măsură ce acestea sunt depuse prin publicări succesive în Monitorul Oficial al României, partea 1. Am încheiat citatul din lege. Având în vedere îndeplinirea cerințelor prevăzute de textele de lege mai sus citate, astfel cum reiese din cuprinsul Monitorului Oficial numărul 444 din 14 iunie 2016, în temeiul articolului 23 și articolului 58 din legea 215 pe 2001 republicată, coroborat cu articolul 103 aliniatul 5 din legea 115 din 2015, constatând că sunt îndeplinite prevederile articolului 101 aliniatul 2 din legea 215 din 2001, pentru aceste motive, numele legii hotărăște. Validează alegerea în circumscripția electorală numărul 11 a său, a domnului Rădulescu Constantin, din partea Partidului Social Democrat, pentru funcția de primar al comunei Aseu, județul Bacău. Dispune comunicarea prezentei hotărâri instituției prefectului și Consiliului Local al comunei Aseu, cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la judecătoria Moinești, nu a fost depus o astfel de cerere, pronunțată în ședința publică din data de 21 iunie 2016. Felicităm pe domnul Rădulescu Constantin cu ocazia validării alegerii sale în funcția de primar al localității și îi dorim succes în exercitarea mandatului încredințat de alegător.
invit pe domnul Dădulescu Constantin, primar al comunii Aseu, să depună jurământul. În timpul depunerii jurământului, asistența... Ne ridicăm în picioare cu toții, da? Din șarfa, după. După, dar să o avem. Aceeași procedură, mâna stângă cu Constituție și Biblie, dar subnați o citire jurământului. Subsemnatul Rădulescu Constantin, primarul comunei Aseu, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 60 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215 din 2001, republicată, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunii Aseu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Fiind declarat investit, îi vom numa și șarfa, care mi-a dat mie întotdeauna bătăină. Știi mai bine, domnul primar, dar are mai multă experiență. Da, dar lăsați-mă totuși măcar să simulez că... Fac și eu ce mai e. Da? E bine? Pe umăr, un pic așa, da. E bine? Vă place? Onorată asistență? Felicitări, domnul primar! Mult succes! Putere de muncă, sănătate și să dea Dumnezeu să vă duceți la bun sfârșit mandatul de primar, da? Vă invităm să spuneți dumneavoastră două vorbe, să chiar și mai multe, dacă doriți. Ca ajuns și ziua când s-a încheiat o activitate care, plăcută, neplăcută, a trebuit să trecem toți prin ea, campania electorală. Consider că dacă am fost ales, trebuie să respect și să am grijă de toți cetățenii comunei Aseu. Vreau să mulțumesc vechiului Consiliu Local. Împreună am reușit să avem niște realizări și eu zic că bune. Cu nouul Consiliu Local, de asemenea, fac apel să putem colabora, că este în binele populației comunei Aseu. Nu, în ultimul rând, vreau să mulțumesc domnului Gherasim Ioan, fost viceprimar al comunei în mandatele, ultimele două mandate, cu care am colaborat perfect, dar cum alegerile ca și la fotbal, voturi și la fotbal cu goluri, se întâmplă și alte schimbări de situație. Mulțumesc și dumneavoastră și vreau să asigur conducerea județului, cu domnul prefect, reprezentantul guvernului, că împreună cu noul Consiliu Local o să respectăm legea, o să fim în slujba cetățenilor comunei Aseu, altfel când vom încheia acest mandat, să avem ce raporta și să fim cu fruntea sus. Vă mulțumesc! Da, în primul rând, cred că avem puternic care se fac o precizare. Asta este cel mai important lucru, să avem puterea să ne uităm în fața cetățenilor, să rămânem cu fruntea sus și să avem așa mulțumirea de sine că am reușit să facem ceva pentru ei, pentru că atât dumneavoastră ca aleși local, cât și noi ca funcționari publici, în primul rând, lucrăm în folosul cetățeanului, dar bineînțeles cu respectarea Constituției și a legilor și a tuturor actelor normative. În urma depunerii jurământului, declar investit în funcția de primar pe domnul Rădulescu Constantin și adresez sincere felicitări și putere de muncă pentru a-și onora potrivit cu jurământul mandatul încredințat. Trecem la următorul punct, și anume alegerea viceprimarului. În conformitate cu prevederile articolului 57, alineatul 3 din legea numărul 215 pe 2001, privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată, una din atribuțiile Consiliului Local este și aceea de alegere a viceprimarului. Viceprimarul își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă, conform articolului 57, alinea 7 din legea numărul 215 pe 2001, privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată. Viceprimarul se alege prin vot secret, conform articolului 11 din ordonanța Guvernului numărul 35 pe 2002, aprobată prin legea numărul 673 pe 2002, de bază de buletin de vot. Se arată buletinul de vot.
Da, acesta aici. Este buletinul de vot. Veți primi fiecare către un astfel de buletin de vot. În acest patlater se vor scrie propunerile pe care dumneavoastră le veți face, iar în funcție de preferință, prin vot secret, veți înscrie cuvântul da în patlaterul din stânga, conform preferinței dumneavoastră. Propunerile dumneavoastră vor fi înscrise în buletinul de vot, după care fiecare își va exercita votul secret prin înscrierea cuvântului da în interiorul patulatelului din dreptul candidatului pe care îl preferați. Propunerea de candidați pentru alegerea viceprimarului, respectiv a viceprimarului, se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri, articolul 11, alineatul 2 din ordonanța Guvernului numărul 35/2002, aprobată prin legea numărul 673/2002. După exercitarea votului, buletinul se împăturește, se introduce în urnă. Va fi declarat ales ca viceprimar consilierul care a obținut votul majorității consilierilor în funcție. Articolul 11, alineat 5 din G numărul 35/2002, aprobată prin legea numărul 673/2002. În situația în care nu se va întruni această majoritate, se organizează un al doilea tur de scrutin la care vor participa candidații aflați pe primele două locuri și va fi declarat ales consilierul care a întrunit cel mai mare număr de voturi. După aceste precizări, vă rog să faceți propuneri pentru funcția de viceprimar. Dar înainte, pentru numărarea voturilor, vă rog să desemnați doi consilieri care să asiste la numărarea voturilor. Deci, așa spun reglementările. Da, haideți, începeți să faceți propuneri pentru funcția de viceprimar. Două persoane, da. Partidul Național Liberal îl propune pe domnul Costel Nicodin. Da, mulțumim. Dacă mai aveți și alte propuneri? Din partea greșelii, pe doamna Abu. Da. Mai aveți și alte propuneri? Da. Funcția de viceprimar. Da, da. Putem să facem propunere pentru funcția de viceprimar. Ce începe? Vă rog, veniți cu propunerile, doamna secretară. Aș vrea ca să vă adresez câteva cuvinte, ca să motivăm propunerea pe care noi o să o facem din partea Partidului Național Liberal. Sper să-mi permiteți să vă rețin pe domnul și în ședință. Domnule primar, domnilor consilieri, domnilor profesori, stimați invitați, punctez asupra dumneavoastră, domnilor profesori, pentru că noi considerăm că sunteți exponentul elitei comunei noastre. Domnule primar, dumneavoastră, prin activitatea pe care ați desfășurat-o la nivel de comună și a funcțiilor pe care le-ați avut și le aveți, sunteți obligat, din încrederea ce v-a fost acordată de către cetățeni, să îndepliniți rolul unui factor de echilibru la nivel de comună și anume stabilitatea. Domnilor consilieri, constat cu bucurie că echipele de consilieri sunt formate din oameni de onoare din toate categoriile sociale, profesori, doctori, mecanici, ingineri, economiști, maestri, oameni de afaceri, crescători de animale și așa mai departe. Stimați colegi, cu toți avem obligația să arătăm respect maxim cetățenilor care și-au exprimat opțiunea pentru construcția politică prin votul comuna noastră. Trebuie să conștientizăm realitatea așa cum s-a arătat prin vot, o majoritate a dorit rămânerea în funcția actualului primar, dar și o bună parte din votanți doresc promovarea domnului Bovei Gănelu ca viceprimar. În aceste constatări și realități, stimați domn, vreau să aduc în atenția dumneavoastră faptul că cetățenii comunii noastre și-au exprimat clar opinia, iar noi, cei desemnați de votul cetățenilor, suntem obligați să ținem seama de aceasta, să creăm un climat de echilibru și stabilitate prin respectarea voinței exprimate de votul dumneavoastră. Drept urmare, trebuie să ne ridicăm deasupra intereselor mărunte, să nu cădem pradă orgoliilor personale și neproductive, arătând cetățenilor respect și echilibru, dând dovadă de maturitate, deoarece aceasta se așteaptă de la noi. Propunerea noastră este, ținând cont de exprimarea votului din data de 5 iunie 2016, o echipă formată din domnul Rădulescu Constantin, primar, și domnul Bobei Cănelu, viceprimar. Mulțumesc! Aceasta este propunerea noastră pentru funcția de viceprimar, domnul Bobei Cănelu, din partea Partidului Național Liberal. Vă mulțumesc! Din partea Partidului Mișcarea Populară, propun pe Budacă Emilian. Domnul președinte, bună ziua! Vreau să spun și eu câteva cuvinte, n-am știut, e prima dată când va face la o asemenea ședință.
n-am știut să pregătesc un speech, dar aș vrea să spun și eu câteva cuvinte despre noua propunere. Părerea noastră a locuitorilor comunei Asău este că domnul Budacă e un asăuan de nota 10, este născut și crescut în comuna noastră, este un foarte bun gospodar al comunei și a crescut copiii în comuna noastră și e foarte important și a dat la școala și copiii dumnealui au învățat la școala asăuană și chiar au rezultate foarte bune. A avut curajul să se înscrie într-o luptă bună, aș putea să spun, și chiar a obținut rezultate deosebite. De aceea îl felicit, îl felicit și pe domnul Bobeică și îmi urez succes! Se alege prin vot secret, conform articolului 11 din ordonanța Guvernului numărul 35 pe 2002, aprobată prin legea numărul 673 pe 2002, pe bază de buletin de vot. Propunerile dumneavoastră vor fi înscrise în buletinul de vot, după care fiecare își va exercita votul secret prin înscrierea cuvântului da în interiorul patrulaterului din dreptul candidatului pe care îl preferați. Propunerea de candidați pentru alegerea viceprimarului, respectiv a viceprimarului, se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri, articolul 11 alineatul 2 din ordonanța Guvernului numărul 15 pe 2002, aprobată prin legea numărul 617 pe 2002. După exercitarea votului, buletinul se împăturește și se introduce în urmă. Va fi declarat ales ca viceprimar
consilierul care a obținut votul majorității consilierilor în funcție. Articolul 11, alineatul 5, din legea numărul 35 pe 2002, aprobată prin legea numărul 673 pe 2002. În situația în care nu se va întruni această majoritate, se organizează al doilea tur de scrutin, la care vor participa candidații aflați pe primele două locuri și va fi declarat ales consilierul care a întrunit cel mai mare număr de voturi. Hai să ne clarități. Rugămintea mea este ca în momentul în care ieșiți din cabină să ieșiți cu buletinul de vot împăturit, da? Ca să respectăm caracterul secret al votului. Că dacă ieșiți cu el așa, degeaba mai e vot secret. Pixul meu. Lăsați-l în cabină. Să primiți un buletin de vot, câte era fixul dumneavoastră parte cu portocale. Ați citit acolo că e obligatoriu la un mic pix. Nu, 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 nu este obligatoriu. Eu v-am dat un pix ca să aveți un pix. Uitați și eu am calul doamna. Păi votăm toată lumea cu pixul ăla. Respectăm. Ce facem acum? Scoatem buletinul de vot? Să-mi dă cu spălătorul. Dar striat trebuie să folosim un anumit. Păi, dar până acum a fost vorba nu de a scrie de buletinul. Eu am dat un pix ca să fie un pix în cabină. Păi așa o să vină fiecare cu pixul lui. Dar vine fiecare cu pixul lui. Da, dar considerați că este motiv. Da, lăsăm pe soția. Nu băgați, nu băgați. Doamna, băgați. Putem să lăsăm pe soția și rezolvăm. Păi, hotărăți-vă dacă vreți cu cei cu soția. Doamna, este stipulat în scrie acolo că e obligatoriu. Nu este stipulat, dar să nu există suspiciune. Puneți un nucleu mare. Știi ce de ce? N-ați auzit că dacă eu sunt cu B, să vă dați cu B. B, am un doi candidați. Hai să nu facem alte discuții, vă rog frumos. Te ultimul. Acum ce fiind? Vreau să vă Domnul Budan, Odată mă dați două de echipe? Vreau. Domnul Dogariu. Nu, de ce nu era mai nici vot, am ce? Nu mi s-a avut domnul Luca. Și acum fixul meu negru ăsta de aici, negru cu care se dă. Ducă unde o fără.
Și urez succes în activitatea ce urmează o descășură. Cu emoții
mici, mari, cum sunt. Mama. Prima dată mulțumesc lui Dumnezeu, prima dată sănătate, putere și tărie. N-a fost ușor această luptă. Am intrat în această luptă doar pentru a face ceva pentru cetățenii comunei, nu pentru interes personal, nu pentru alte meschinării, de care sunt acuzat, mai mult sau mai puțin, și sper să nu... chiar asta am făcut și în campanie electorală, n-am făcut nicio promisiune, doar atât, promit că nu o să dezamăgesc cetățenii. Bravo! Mulțumesc familiei care m-a susținut, am pe fiul meu aproape lângă mine, care tot timpul a fost așa. Mulțumesc tuturor, îmi cer scuze pentru cei care i-am deranjat sau se simt deranjați și chiar și iertare, că așa-i creștinește, și încercăm să ridicăm comuna mai sus decât se află acum. Mulțumesc! Succes! Trecem la ultimul punct al ordinii de zi. Aprobarea numărului și componenței comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local. În conformitate cu dispozițiile articolului 54, alineatul 1 din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată, după constituire, Consiliul Local își organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. Propun ca la localitatea noastră, comisiile pe domenii să fie în număr de 3 și acestea să cuprindă următoarele domenii de activitate. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public, agricultură, gospodărire, protecția mediului, servicii și comerț. Comisia 2, Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement. 3, Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a drepturilor cetățenilor. Se solicită propuneri de câte 3 sau 5 membri pentru fiecare comisie, în funcție de pregătirea fiecărui consilier. Numărul locurilor care revin fiecare grup de consilieri în fiecare comisie de specialitate se stabilește de către Consiliul Local în funcție. Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri. Vă consult dacă sunt observații cu privire la număr, denumirea și repartizarea consilierilor pe comisii și supun votului dumneavoastră. Dacă aveți ceva de... Deci, dacă sunteți de acord cu cele 3 comisii de specialitate, da. Cine este pentru? Împotrivă, se abține și eu. Mulțumesc. Dacă sunteți de acord cu domeniile de specialitate în care se constituie comisiile, cine este pentru? Împotrivă, se abține. Mulțumesc. Dacă sunteți de acord cu componența comisiilor. Care? Componența urmează, da. Bun. Acum, facem propuneri pentru cele 3 comisii. Pentru prima comisie. Comisia de dezvoltare economică-socială. Dacă îmi permiteți, din partea Partidului Social-Democrat, pentru Comisia Economică, îi propunem pe domnul Ciuțu Dorel și domnul Pădureanu Simion. Și Partidul Mișcare Populară pe Budacă e mic, pentru economic, am înțeles, da? Da, 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 buget n-am înțeles. Da. Grupul PNL? De la PNL, domnul Cătălan și cu Pădura Cătălan. Da. Da. Pentru Comisia numărul 2. Pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive de agrement. La Partidul Ea aș propune 2 oameni cu experiență, care și în domeniu, domnul doctor Băzar și doamna profesoară Albu Florina Ivrea. Altă propunere? Altă propunere pentru Comisia Sănătate, Învățământ, da. Cultură, da. Agrement, protecție socială. Câte au mai rămas? 3. Că sunt 2. Propun de domnul Nicolim. Așa. Domnul Luca și domnul Ciobanice. Mulțumesc.
pentru comisia numărul 3, Comisia pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice a Drepturilor Cetățenilor. La PSD pe domnul Traicu și domnul Urașu. De la PNL, domnul Dogariu. Da, și de la PNL? De la PNL, probăm pe domnul Bodeicu și domnul Cuiu. Supunem la vot prima comisie. Cine este pentru? Se abține ceva împotrivă? Dar mulțumesc. Pentru comisia numărul 2. Se abține cineva împotrivă? Pentru comisia numărul 3. Cine este pentru? Se abține împotrivă? Mulțumesc. Urmează ca la prima ședință, fiecare comisie să-și aleagă un președinte, un secretar, precum și un colectiv de specialitate în domeniu, care să-i ajute în fundamentarea studiilor și programelor ce se vor elabora. Rezultatul alegerii comisiilor de specialitate se consemnează în hotărârea numărul 6 a Consiliului Local. În încheiere, dau cuvântul doamnei Neagu, reprezentantul Prefecturii Județului Bacău, pentru a ne adresa cuvântul de încheiere. Vă mulțumesc pentru participare, pentru modul în care v-ați prezentat astăzi în această primă ședință de Consiliu Local. Vă doresc mult succes, să dea Dumnezeu să nu mai auzim de lupte, că am auzit de câteva ori cuvântul ăsta și parcă din momentul acesta mi se pare mie că nu prea își mai găsește contextul. Da, viața este o luptă, dar până la urmă, măcar dacă ar fi o luptă constructivă și dusă în interesul cetățeanului, repet lucrul acesta. Dumnezeu să vă dea sănătate tuturor, putere de muncă, bune intenții, gânduri curate, minte luminată, și să dea Dumnezeu să ne vedem cu bine la sfârșitul acestui mandat și, repet, să vă văd cu fruntea sus, că puteți să vă uitați în ochii alegătorilor și aceștia să se declare că mulțumiți 100%, că nu poți să mulțumești întotdeauna cu toată lumea și 100%, numai cel de sus poate, dar să aveți și dumneavoastră conștiința împăcată că nu au trecut 4 ani degeaba. Eu încă o dată vă mulțumesc, vă doresc mult succes, sănătate și Doamne ajută! Vă mulțumesc pentru participarea la ședință și în acest moment declar închise lucrările în ședințe de astăzi. S-au declarat închise.